Polițiștii locali au organizat o acțiune cu efective mărite pe strada Gheorghe Pop de Băsești, unde, în 5 imobile, se adăpostea un număr mare de persoane fără a avea acest drept și fără acordul proprietarilor. Cei în cauză, printre care și minori, au transformat clădirile în adevărate focare de infecție, iar comportamentul lor era predispus la fapte de natură contravențională, aceștia fiind depistați de polițiștii locali de-a lungul timpului în zona Gării de Nord, lucru care i-a și determinat pe aceștia să efectueze verificări amănunțite în zonă. La fața locului au fost depistate 32 de persoane, mai exact 11 minori și 21 de adulți. La acțiune a fost prezent și reprezentantul firmei care deține imobilele respective și care de-a lungul timpului a fost sancționat cu 8 amenzi pentru neîntreținerea clădirilor. De altfel, acesta și-a luat angajamentul să someze persoanele care locuiesc acolo abuziv să se mute din clădiri, urmând a demara procedura de evacuare și ulterior securizarea imobilelor. Ulterior se vor lua și măsuri de igienizare a locațiilor. Zona rămâne în atenția polițiștilor locali, urmând a se efectua verificări la adresa respectivă.